vreau să vă comunic că noi suntem pe ultima sută de metri cu pregătirea alegerilor și am hotărât ca la aceste alegeri parlamentare să nu tipărim afișe. Se taie prea multă pădure. Am spus că măcar să dăm un exemplu prin asta, noi nu vom mai tipări afișe. În primul rând și pentru faptul că în urma alegerilor se arată orașul mizerabil. Nici în ziua de astăzi sunt în multe locuri în cartiere unde nu au fost curățate aceste afișe. Iar noi le vom înlocui cu copaci. Noi vom da o plantuță, ne-am hotărât să dăm cam 30.000 de apartamente câte sunt în Botoșani, să dăm la toată lumea o plantă pe care, dacă vrea să o țină în casă, o ține, dacă nu, vor fi puse la dispoziție locuri în care se pot planta și deci vom face și un act de ecologie odată cu alegerile. De unde luați copacii? Plantele? Plantele se pare că vor fi Paulonia tamentosa și care le vom aduce din Polonia. Unii se îmbogățesc tăind pădurile, iar noi cheltuim din banii noștri puțin cât îi avem ca să reîmpădurim locurile rămase în urma tăierilor.